În ultimul meci al sezonului, Juventus nu a avut nicio emoție, n-a câștigat toate punctele puse în joc cu Metalul Reșița. Cristian Bustea, minutul 18, a fost primul jucător care a înscris în meciul cu Metalul, cu o lovitură de cap din interiorul careului după o minge centrată din partea stângă. Până la pauză a marcat și Vasile Buhăescu, minutul 32, dintr-o lovitură liberă executată impecabil de la 25 de metri la colțul scurt, aproape de vincul. Rezultatul final l-a stabilit Florin Cazan, în minutul 83, cu un șut de la 28 de metri pe mijlocul porții. 3-0 pentru Juventus și Metalul Reșița încheie campionatul pe ultimul loc, 16, retrogradabil, cu doar 21 de puncte acumulate, însă ar putea rămâne în Liga a doua, fiindcă în noul sezon există semne de întrebare, cu înscrierea cel puțin a echipelor FC Brașov și Foresta Suceava. La finalul meciului, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, împreună cu Gabriel Bodescu, secretarul general al CIUNCT, le-a oferit medalii jucătorilor, membrilor staffului și conducerii lui Juventus București, care au ridicat deasupra capului trofeul de campion al Ligii a doua, ediția 2016-2017.